Fraților și surorilor, am oscilat, m-am gândit ce să vorbesc în dimineața aceasta. Am rămas puțin legat de textul care s-a citit la gândul acesta. Oameni acuzați în tribunalul conștiinței. Oameni acuzați în tribunalul conștiinței. Uitați-vă puțin la oamenii aceștia la care Domnul le vorbește prin Isaia să se spele și să se curețe. Ei erau niște oameni care au fost acuzați de Dumnezeu de păcat. Uitați-vă ce spune aici, versetul 4. Neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele, cap bolnav, inimă care suferă de moarte, vedeți, răni, vânătăi, carne vie, țară pustită, cetăți arse de foc, străini care mănâncă ogoarele. Deci, fraților și surorilor, asta este starea omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, starea omului păcătos. Și astăzi ne întrebăm și zicem, Doamne, dar și nouă ne sună cuvântul acesta? Sigur, sigur. Uitați-vă, în prorocia lui Isaia, de fapt, dacă o luăm și o cercetăm cu atenție, de la capitolul 1 și până la 12, Dumnezeu pronunță judecăți asupra lui Iuda că de la 13 în jos merge cu judecăți asupra vecinilor lui Iuda și apoi asupra pământului întreg și abia după aceea, de la capitolul 39 în jos, începe făgăduințele, începe făgăduințele mângâierii lui Dumnezeu. Dar dacă observăm cu atenție capitolul 1 de fapt, Preia toată tema aceasta pe care Isaia o aduce. Odată judecățile le pronunță Domnul în prima parte a capitolului 1 prin Isaia și imediat de la versetul 16 în jos sunt niște făgăduințe mari. Dacă noi ne spălăm, dacă noi ne curățăm, dacă noi luăm din fața lui Dumnezeu păcatele noastre, dacă învățăm să facem binele, dacă vom căuta dreptatea, Domnul zice că vine să se judece cu noi. Și cum se judecă el? Păcatele roșii, ca și cărămiziul, se fac albe ca zăpada și cele ca purpura se fac exact ca lâna. De ce? Dumnezeu are putere să spele păcatele. Doamne, cercetează-ne! Avem nevoie de spălare? Avem nevoie de curățare? Cine din locul acesta poate să se laude că n-are păcat? Greșim în multe feluri, fraților, toți greșim în multe feluri și îl rugăm pe Dumnezeu să mai ia buretele iertării și să mai ia sângele din calvar și să se atingă de noi. Uitați-vă ce frumos a lucrat Dumnezeu în dreptul lui Isaia. A luat un cărbune de pe altar, spune în capitolul 6, dar numai după ce Isaia s-a mărturisit. Și Dumnezeu cere de la noi mărturisire, cere recunoașterea păcatelor și atunci Dumnezeu ia și printr-un serafim se atinge de buzele lui cu un cărbune aprins pe care l-a luat de pe altar. Dar ce era cărbunele acesta? Odată era foc în el și al doilea lucru era sânge pe cărbunele ăsta. Și așa se atinge Dumnezeu de conștiința noastră, fraților. Se atinge cu foc și cu sânge. Doamne, cercetează-ne! Atinge-te cu sângele Fiului tău de fiecare dintre noi. Acuzați la tribunalul conștiinței. Haideți să vedem puțin ce vorbește Biblia despre conștiință. Pentru că e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu ne-a dăruit un dar și darul acesta este darul durerii, darul durerii pe care noi îl simțim în urma păcatului. Dacă noi am tot păcătuit și n-am mai simțit nicio durere, ar fi mare problemă, dar Dumnezeu ne-a dat conștiința ca pe o binecuvântare, să știți, nu ca pe un blestem, cineva era tare supărat și spunea: "Dacă n-aș avea conștiință, aș face ce vreau." Da, 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 și te-ai trezit la sfârșit cu plata. Și plata păcatului ce este? Moartea. Ei, conștiința este o mare binecuvântare. Haideți mai întâi să vedem câteva definiții ale conștiinței. Până la urmă, dacă o luăm etimologic, conscientia în limba latină înseamnă să știi același lucru împreună cu altul. Cu cine știm noi același lucru? Că eu dacă mă duc și păcătuiesc în ascuns, numai eu știu. Ba nu, că mai știe cineva. Și acel cineva este Dumnezeu. Și când vine Dumnezeu în mintea mea și îmi spune, ai păcătuit, ai greșit, ai făcut asta, atunci activează Dumnezeu conștiința. Și conștiința, spuneam, este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, pe lângă că conștiința este vocea lui Dumnezeu, conștiința este. Grefierul. Știți că la, la o judecată există ca un secretar de zi care notează în detaliu tot, tot, tot ce se petrece. Așa este conștiința noastră pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Sau cugetul, hai să vorbim cu un limbaj biblic, cugetul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Ieremia 17:1. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi, adică cu un cui cu un piron de fier, cu un vârf de diamant, este săpat pe tabla inimilor. Deci, vedeți, atunci când noi păcătuim, când noi păcătuim, conștiința noastră notează tot, tot, tot. Ea este grefierul lui Dumnezeu. Al treilea lucru, a treia definiție. Conștiința este procurorul dintr-un act de judecată care face o plângere sau poate să fie un avocat al apărării. Deschidem la Romani, la capitolul 2, să vedeți ce spune cuvântul aici, versetul 14 și 15. Când neamurile măcar că n-au o lege fac din fire lucrurile legii prin aceasta, ei care n-au lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. De ce? că despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci vedeți o a patra uh, definiție a, uh, a acestei conștiințe poate să fie avocat sau a treia spuneam procuror. Procurorul vine și face plângere, avocatul vine și mă apără. Deci conștiința într-o zi fie mă va apăra, fie mă va acuza. Vedeți ce importantă este conștiința sau cugetul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. 5. Conștiința este un martor și depune mărturie pro sau contra mea. 2 Corinteni, capitolul 1. Aici Apostolul Pavel spune exact lucrul acesta, versetul 12. Deci 2 Corinteni, 1 cu 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci pe har. În plus, Isaia, uitați-vă în capitolul 1, mai aduce lângă martorul conștiință, mai aduce încă patru martori. Versetul 2 din Isaia 1. Ascultați ceruri, și ia minte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit, am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Versetul 3. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ezlea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Deci, fraților și surori, este o problemă. Tot ceea ce noi facem, în special ce păcătuim, Dumnezeu stochează, Dumnezeu notează. Cerul notează, pământul notează, are memorie pământului. Uitați-vă ce spune Biblia aici. Și pe lângă aceasta, în ziua judecății, Dumnezeu va aduce un bou și un măgar și îi va pune în fața mea. Și va zice în felul următor: Stăpânul se duce și arată boului și măgarului, nu? o bucată de morcov, o vegetală ceva, o bucată de porumb. Și ăsta știe că dacă merge după bucata aceea pe care o arată stăpânul, poate să meargă la iezle și să fie legat. Dar mie mi-arată Dumnezeu poruncile lui de zeci de ani, poate, poate de sute de ani, de mii de ani le-a arătat și 100% prin Domnul Isus Hristos și noi nici nu băgăm în seamă Ascultăm predici pe internet, ascultăm predici în biserică, venim și cântăm, venim și predicăm și Dumnezeu zice într-o zi: toate acestea vor fi martori că voi ați ascultat, voi ați citit și n-ați împlinit. Și asta e o mare problemă. Era la noi în cluj un frate și fratele acesta a citit la un moment dat un text din prorocii mici, dacă nu greșesc, din Hagai unde scrie că piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda răspunde. Și-o citit și-o zis extraordinar. Și a dus el aminte că la începutul pocăinței, când nu prea știa el Biblia, s-a dus la serviciu și de la fabrică a luat lemne pe care le aruncau colegii lui, a luat bucăți de cărămidă, a luat țigle, a luat de el ce a știut și acum astea erau în casa lui. Astea erau prin pod, că și-o făcut om acoperiș. Astea erau pe casă, dar erau cumva rebuturi, erau aruncate și el le-a luat și le-a folosit. Plus că a luat cuie și le-a îndreptat și le-a folosit. Și au zis, Doamne, dacă în cuvântul Tău scrie că într-o zi martori vor fi pietrele și cuiele mele și lemnele mele și țiglele de pe casă. Doamne, eu nu vreau să pierd odată cu lumea. Te rog frumos, rezolvăm. Și s-a dus să mărturisească, nu? S-a dus la șeful lui. Bună ziua, bună ziua, am venit să rezolvă o problemă. Ce problemă? Am luat mai de mult când? Acum 10 ani, 15 ani, era, încă, era trecut timpul. Am luat cuie, am luat lemne, n-am zis la nimeni, într-adevăr erau aruncate, dar eu le-am folosit, vreau să le plătesc. Îmi pare rău, omule dragă, nu-mi face probleme, era pe timpul comuniștilor, nu-mi face probleme că ăștia mă dau afară. Și atunci s-a dus să-l întrebe pe Domnul, ajunge la rugăciune la sora Doina și iese o lucrare, că despre tine, bărbatule, tu vrei să repari o greșeală pe care ai făcut-o. Iată ce vorbește Domnul, fă o juruință, pune o sumă de bani parte și du-te, dă numele meu. Și omul ăsta a făcut jurință și a făcut o evaluare, cam câte lemne și o mai amintit el, câte cuie, câte țigle, câtă cărămidă, ce a făcut. Și a făcut o listă și a făcut evaluarea, a scos un bilanț final și a mers și a dat în numele Domnului. Și acum merge înaintea Domnului să-l întrebe, Doamne, am scăpat sau n-am scăpat? Și Domnul îi spune, știi ceva, juruința pe care ai făcut-o și banii pe care i-ai dat, mai repetă o dată. Și s-a dus și-o mai adunat bietul de el din salariu, ce-o putut, ce a reușit, ce-o mai dat în numele Domnului la săraci și merge a treia oară înaintea Domnului. Doamne, mă vei judeca dată cu lumea sau nu? Și zice Domnul, mai fă încă o dată ce ai făcut de două ori și ești iertat. Vedeți? Și de multe ori noi avem închipuirea asta și ideea asta că putem să facem ceva și să nu reparăm o parte principală a pocăinței este și repararea fraților. Am întâlnit caz și eram undeva în străinătate și un om s-a dus să cumpere o mașină a ridicat capota, neamțul i-a arătat, uite ce bijuterie am, motorul arăta foarte bine, dar omul nostru avea ascuns aici în mânecă o sticluță cu ulei de motor. Eu lăsat să picure acolo niște ulei, zice, omule, tu îți bați joc de mine, uite motorul tău se duce, domnule, motorul ăsta e stricat. Dar de fapt el a făcut mișcarea, nu? Și omul s-a speriat și a zis, o cu atât și o lăsat cu vreo 2000 de euro mai ieftină. Și acum el suna să se mărturisească la un frate pastor, care mi-e și prieten. Zice, uite ce mi-a zis cineva, uite ce mi-a zis. O zis că să-l ierte Domnul. Și am zis, du-te și repară-ți problema ca să te ierte Domnul. Pentru că în casa lui Zacheu, Domnul n-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, decât din momentul în care Zacheu a zis, dacă am năpăstuit pe cineva, îi întorc înapoi, împătrit și mă duc și îmi dau averea la săraci. Și abia apoi a intrat mântuirea în casa lui. Fraților, să nu ne înșelăm singuri, pentru că într-o zi se vor ridica martorii din zidul nostru, din casa noastră, poate din copiii noștri și ne vor acuza. Și ce vom face atunci? Problema păcatului și problema conștiinței este o problemă foarte, foarte serioasă, extrem de serioasă. La tribunalul conștiinței noi vom fi acuzați dacă nu ne rezolvăm problemele acum, fraților. Acum este momentul cât suntem încă în viață. Am întâlnit frate care dădea numele Domnului bani și el era dator ca să-și plătească angajații. Urât, urât! Asta nu-i de la Domnul. Mai întâi plătește datorile și apoi dă numele Domnului mai departe să susții misionari și oameni. Deci, vedeți, Biblia ne spune foarte clar Aici e o problemă, e problema păcatului. În Isaia am fi putut zice, ok, intră Dumnezeu, începe să vorbească. De ce nu procedează Dumnezeu ca și medicul care înainte să-ți dea injecția, îți pune un calmant, îți spune un anestezic? De ce Dumnezeu nu pune anestezic? Și de ce? Noi nu putem tolera păcatul. Păcatul e durerea lui Dumnezeu. Păcatul l-a ucis pe Iisus Hristos. Păcatul... Păcatul este nespus de păcătos, fraților. Păcatul trebuie eliminat din viețile noastre, înainte să coboare puterea de la Rusali, înainte să coboare Dumnezeirea în viața noastră, înainte să fim binecuvântați de Dumnezeu. Păcatul afară, Dumnezeu în viața noastră. Asta e formula lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne. Acuzați la Tribunalul Conștiinței. Conștiința este vocea lui Dumnezeu care îmi spune ai păcătuit, conștiința e grefierul care notează tot, conștiința e procurorul care face plângere, conștiința e avocatul care mă poate apăra, conștiința este martorul care depune mărturie pro sau contra mea, conștiința este judecătorul care mă condamnă sau mă absolvă de vină. 1 Ioan, capitolul 3. Vedeți, sunt lucruri foarte importante pentru noi și nu putem trece pe lângă ele. Versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile prea iubiții lor, dacă nu ne o inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Vedeți cine poate să ne o inima, conștiința? Deci conștiința Dumnezeu o folosește și ca judecător. Și apoi conștiința este un executor al sentinței care pedepsește atunci când vinovăția noastră e dovedită. 1 Samuel, capitolul 24, cu versetul 5, ne spune lucrul acesta. Dar haideți să mergem mai departe și să vedem câte tipuri de cuget sau conștiință avem. Biblia vorbește în trepte, așa, dacă vreți, o luăm de la cea mai de jos treaptă până la cea mai de sus și Biblia vorbește în 1 Timotei 4 cu 2 că există un cuget însemnat cu fierul roșu, conștiință, roabă sau robită diavolului. Există oameni care au ajuns așa de jos, atât de mult au păcătuit, încât conștiința lor nici măcar nu-i mai acuză. Ea este roabă, roabă. Ce înseamnă însemnat cu fierul roșu? Eu mi-amintesc când mergeam pe la țară și vedeam câte un câine care avea un semn aici sau oile care aveau semn undeva pe trupul lor. Era semn făcut cu fierul roșu. În momentul în care, pe timpul lui Pavel, pe timpul Domnului Hristos, Cineva era prins că era un răufăcător și era întemnițat. Fiecare temniță și avea pecetea ei și cu pecetea asta, cu fierul roșu, era însemnat omul acela. Și dacă evada și fugea, amintiți-vă de Onisim care a fugit și care imediat a fost identificat că era un fugar, a fugit din închisoare, Omul acela avea un semn, era semnul închisorii, și dacă cineva îi dădea puțin la o parte mantaua, pe umăr, de obicei, pe umăr, acolo era semnul închisorii, acolo era semnul robiei. Dacă era un sclav, iară putea să aibă un semn făcut cu fierul roșu. Conștiința care are semnul fierului roșu, asta este o conștiință care este predată diavolului. Și astfel de oameni nu știu dacă mai au șansă, numai dacă Dumnezeu se îndură și trezește ca din morți. Astfel de oameni merg din rău în mai rău, astfel de oameni nu simt nicio durere pentru păcatul lor, astfel de oameni sunt ca niște fiare, conștiință sau cuget însemnat, însemnată cu fierul roșu. 2. A doua treaptă, cuget rău, evrei, capitolul 10 cu 22, cuget rău, conștiință rea. Aici încă Dumnezeu poate să intervină și să schimbe lucrurile, pentru că spune aici apostolul în evrei, spune că să ne apropiem de Dumnezeu și să scăpăm de acest cuget rău, putem scăpa de el prin mărturisire, prin apropiere de Dumnezeu și îl rugăm pe Dumnezeu, pe toți cei care au păcătuit să -i ierte, să-i spele, să dea la o parte acest cuget rău dar uitați-vă că ne cere și nouă în textul acesta din Isaia 1. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Doamne, dar eu sunt mânjit. Eu am căzut într-o mocirlă. Cum mă pot eu spăla, Doamne? Că eu n-am putere, n-am nici resurse, n-am apă curată, leșia, soda, spune Biblia. Orice aș folosi ca să mă spăl. Nu pot să mă spăl, n-am cum să mă spăl. Știți cum ne putem spăla? ne ducem la cruce, ne ducem la izvorul salvării, coborâm pe genunchi și spunem, Doamne, am făcut asta, am făcut asta, mai lasă sângele Tău să-mi spele gândul meu, să-mi spele vorbele mele, să-mi spele faptele mele, să-mi spele trăirea mea și mă cobor înaintea lui Dumnezeu prin mărturisire și Dumnezeu face restul. Asta înseamnă spălați-vă! că nu mă pot eu spăla nu există soluție în lumea aceasta pentru păcatul meu era dat o conferință mare în lumea asta. Erau veniți fizicieni, filozofi din toată lumea. Erau undeva aici în America, erau și europeni acolo, profesori universitari și discutau cum se poate rezolva problema lumii, cum poate omul să devină mai bun. Asta era tema care se dezbătea acolo. Unul zicea într-un fel, altul zicea în alt fel. Și se ridică un păstor, era un păstor, un om al lui Dumnezeu, un pastor baptist. Și strigă în mijlocul conferinței: "Oameni buni, Cine poate să spele sângele de pe mâna dreaptă și o pronunțat numele unui personaj din Shakespeare? Cine poate să-i spele sângele de pe mâna dreaptă de la femeia asta care a ucis și a ucis fiul și a ucis soțul? Cine poate să-i spele sângele? Și nimeni n-a știut. Și omul acesta a spus, sângele lui Isus Hristos iartă orice păcat, lăudați să fie Domnul! Asta facem noi, ne ducem la izvorul salvării și Hristos ne spală cu sângele Lui. Când ne face aici promisiunea, spălați-vă, cum, Doamne? Prin mărturisire. Curățiți-vă! Cum, Doamne? Prin mărturisire. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele. Cum, Doamne? Prin mărturisire. Încetați să mai faceți răul. Cum, Doamne? Prin pocăință. Nu mai trebuie să fac răul. Repar totul, regret totul, renunț la lume, dar nu la Isus. Și înapoi și înapoi eu nu voi da. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și dacă noi ne facem partea, uitați-vă ce spune Domnul în versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Vedeți, Dumnezeu ne cheamă la judecată, noi suntem la o judecată. Pavel îi spune lui Timotei, păcatele unora sunt cunoscute, da? Și ale altora vin în urma lor. Unele merg înainte la judecată, altele merg în urmă. Cum merg păcatele mele înainte? Prin mărturisire. Le mărturisesc, merg păcatele, Hristos le șterge, le aruncă în mare, îți zice: Nu mai am nicio amintire legată de păcatele tale. Tu ești curat, ai un cazier curat, ai un dosar curat. Asta o face Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! La noi în Cluj a fost sunat fratele Presecan, bătrânul bisericii. Era un tânăr din Italia și spune, frate, așa de păcătos că nu mai am credință, am căzut în deznădejde, nu mai am credință că Dumnezeu mă iartă. Eu nu mai cred că Dumnezeu mă iartă. Ce să fac? Fratele stă, se roagă și spune, auzi frate, dacă între cer și pământ ar fi pus o balanță și pe un taler al balanței, pe un alger, al balanței, ar fi puse păcatele tale pe celălalt, ar fi pus sângele lui Hristos. Înaintea lui Dumnezeu, care vede, care știe, care cunoaște, ce crezi tu că trage mai tare, sângele lui Hristos sau păcatul tău? Care e mai greu? Și omul acela a început să plângă și să strige, cred, 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 Iisus m-a iertat, Iisus m-a iertat, Iisus m-a iertat. Iisus vrea să te ierte și pe tine în dimineața aceasta, Nu mă crede, vină la cruce și Hristos te iartă. Doamne ajută-ne! Cuget însemnat cu fierul roșu, prima treaptă, jos de tot, asta e treapta iadului, treapta iadului, jos de tot. Cuget rău, evrei 10 cu 22, și asta e foarte rău, dar se poate repara prin sânge. Cuget slab, 1 Corinteni 8 cu 7, sunt unii oameni care vin la biserică, zice, măi, și să știți că se ispitiți, am întâlnit într-o zi un frate cuget slab. Avea niște probleme, cineva din biserică i-a promis că stă cu el într-o zi de post și zice, mă duc în oraș și când ajung lângă un restaurant, Prietenul meu era în față la o farfurie cu spaghete. Deci așa m-am enervat, mi-au venit să mă uit să-i răstorn farfuria. O să stă cu mine în post. Vedeți, cuget slab. ăsta e cuget slab. cuget slab. În Biblie vorbește Pavel de unii care în vremea lui aveau cugetul ăsta slab. Carnea era jertfită idolilor. Și unii din biserică spuneau, a, nu mă interesează, nu e o mare problemă, e bună de friptură, nu știu ce, nu e problemă. O luau, o luau, dar unul care s-a pocăit de o săptămână, de două săptămâni, de o lună și îl vedea pe ăsta și el își amintea că acum o lună tocmai a închinat un pahar în cinstea lui Bahu, sau lui zeul vinului. Tocmai s-a dus și a luat o friptură de la zeița înțelepciunii și a dus -o acasă și înainte s-a închinat în fața ei. El imediat zice, mă, ce se întâmplă? Ăștia din biserică folosesc carnea aia dedicată idolilor. Nu se poate. Și imediat omul putea să cadă, să meargă din nou în lume. Și de aceea Pavel zice, fiți atenți cu ăștia care au cugetul slab. Nu răniți! Circulau o cântare când eram eu copil și spunea în cântare asta O, nu lovi un suflet care se uită tot mereu în sus! O, nu lovi căci pentru dânsul muri fi Domnul Isus nu răni pe unul pentru care a murit Hristos. Dacă lui nu-i place anume ceva și îți spune, mă frate, nu-mi place asta la tine, atunci a fi pocăit și ascultă-l și e dragul fratelui tău, renunță la ideile tale și fă să fie pace și armonie între frați în adunare. Domnul să ne ajute la aceasta, fraților, e așa de important. Pe lângă cugetul slab, există un cuget bun, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Cuget bun sau conștiință bună. Și asta trebuie să ne luptăm, să o avem în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru ca să putem cânta cu drag cântarea aceea. Noi așteptăm pe Domnul Isus când vine. Domnul să ne ajute să-l așteptăm. Și apoi, pe lângă cugetul bun, faptul 24. Cu 15 există cugetul curat, curat. Cel bun trebuie să fie și curat. Trebuie să fie și curat. Dar apoi există cugetul din Romani, capitolul 9 cu 1, cugetul luminat de Duhul Sfânt. Am întâlnit în biserici probleme, da? Ce bă, ce ai cu soția mea că se îmbracă un pic mai provocator? Mie îmi place, tu ești slab, ai cuget slab. Ce te interesează pe tine? Cugetul meu, conștiința mea nu mă mustră. Pe normal că nu te mustră dacă tu n-ai cuget luminat de Duhul Sfânt. Poate tu ai un cuget rău. Poate tu ai un cuget slab și nu te mustră, domnule, nu te mustră. Dar roagă-te lui Dumnezeu să vină prin Duhul Sfânt și să-ți dăruiască un cuget luminat de Duhul Sfânt. Amin. Și atunci când vei avea cugetul luminat, Duhul Sfânt îți va zice: Vezi că în Biblie scrie așa: să nu ispitești pe cel de aproape. Și atunci vei ști exact care e problema, vei ști exact cum se rezolvă problema. Am întâlnit frați care aveau magazin și zice, nu mă mustră conștiința, pun în magazinul meu țigări, pun băutură, responsabilitatea celui care le cumpără. Ah, nu cumva se întâmplă într-o zi, în ziua judecății, să te urmeze toate badogele de bere și pachetele de țigări, să faci o codă lungă, 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 până înaintea lui Dumnezeu. De ce? Spunem -mi profeții mici că cel care dă aproape lui său să bea, e vinovat, e vinovat ca și aproapele său. Și ăsta e adevărul Bibliei. Mă vedeți, toate acestea țin de un cuget luminat de Duhul Sfânt. Daților, eu rămân la gândurile acestea și îl rog pe Dumnezeu, la Tribunalul Conștiinței, noi să nu fim acuzați, ci să fim achitați. Noi să fim niște oameni care să avem cugetul luminat de Duhul Sfânt, și în orice clipă, în orice clipă, sângele lui Isus să curgă peste gândurile noastre, peste vorbele, faptele noastre, și să fim gata să ne așteptăm mirele nostru pe Isus Hristos. Amin, amin.